În intersecțiile dirijate cu indicatoare, reglementarea priorității de trecere se face ținând cont de semnificația indicatoarelor de reglementare a priorității și de regula priorității de dreapta. Adică conducătorii de vehicule care întâlnesc un indicator de pierdere a priorității trebuie să acorde prioritate de trecere celor care nu întâlnesc un indicator de pierdere a priorității. Iar în situația în care conducătorii de vehicule se află la egalitate, se va aplica regula priorității de dreapta. Indicatoarele de reglementare a priorității pe care putem să le întâlnim la pătrunderea într-o intersecție sunt: indicatorul cedează trecerea, indicatorul oprire și indicatorul drum prioritar. Aceste indicatoare au o formă unică, adică nu mai întâlnim alt indicator amplasat la intrarea în intersecție care să aibă aceeași formă și cu o altă semnificație. Aceste indicatoare au forma unică pentru a fi mai ușor de identificat de către conducătorii auto care nu pătrund în intersecție din direcția indicatorului și pentru a nu putea fi confundate cu alte indicatoare. E adevărat că mai există un indicator de aceeași formă, terminarea drumului prioritar, dar pe acesta nu îl întâlnim niciodată la intrarea într-o intersecție, ci cu cel puțin 50 de metri înainte de intersecție și are rolul de a presemnaliza un indicator de pierdere a priorității, indicatorul de cedează trecerea sau oprire. Când virăm stânga într-o intersecție, vehiculele care pătrund în intersecție din dreapta și de sensul opus ne intersectează traiectoria din partea dreaptă, iar vehiculele care pătrund în intersecție din stânga ne intersectează traiectoria din stânga. Dacă ne deplasăm spre înainte, vehiculele care pătrund în intersecție din dreapta ne intersectează traiectoria din partea dreaptă, iar cele care pătrund în intersecție din stânga și din sensul opus ne intersectează traiectoria din partea stângă. Iar atunci când vine în dreapta într-o intersecție, toate vehiculele care ne intersectează traiectoria ne intersectează din partea stângă. Astfel, la pătrunderea într-o intersecție dirijată cu indicatoare, ne putem afla în una dintre următoarele două situații. Prima situație e atunci când circulăm pe un drum prioritar, adică pe un drum care nu e amplasat un indicator de pierdere a priorității sau e amplasat un indicator de drum prioritar. Indicatorul drum prioritar are rolul de a ne confirma că circulăm pe un drum prioritar. Faptul că circulăm pe un drum prioritar nu înseamnă automat că avem prioritate de trecere prin intersecție față de toate celelalte vehicule care pătrund în intersecție de pe celelalte drumuri, deoarece în situațiile de egalitate se aplică regula priorității de dreapta. De aceea, pentru a stabili cu exactitate dacă avem prioritate de trecere față de toate celelalte vehicule, trebuie mai întâi să identificăm indicatoarele pe care le întâlnesc vehiculele care ne intersectează traiectoria din partea dreaptă. Pentru că în cazul în care ne aflăm la egalitate, ne vom pierde prioritate de trecere. În cazul în care virăm dreapta, vom avea prioritate de trecere față de toate celelalte vehicule care ne intersectează traiectoria, pentru că toate ne intersectează traiectoria din stânga. Vom avea prioritate de trecere atât în cazul în care nu ne aflăm la egalitate, deoarece circulăm pe un drum prioritar, cât și în cazul în care ne aflăm la egalitate, pentru că vom avea prioritate de dreapta. Dacă ne deplasăm spre înainte, trebuie să identificăm ce indicator întâlnesc vehiculele care pătrund intersecție pe drumul din dreapta, deoarece în cazul în care ne aflăm la egalitate, acestea vor avea prioritate de trecere. Dacă în intersecție ne deplasăm spre stânga, trebuie să identificăm ce indicatoare întâlnesc vehiculele care pătrund intersecție din dreapta și din sensul opus, pentru că în situația în care ne aflăm la egalitate cu ele, ne vom pierde prioritatea de trecere față de acestea. În celălalt caz, adică în cazul în care la pătrunderea intersecției întâlnim indicator de pierdere a priorității, va trebui să circulăm cu atenție și să identificăm toate indicatoarele, pentru a stabili căror vehicule trebuie să le acordăm prioritate de trecere. Pentru că, în primul rând, trebuie să acordăm prioritate de trecere vehiculelor care pătrund în intersecție circulând pe drumul prioritar, iar drum prioritar poate fi oricare dintre celelalte drumuri. Iar în cazurile în care totuși ne aflăm la egalitate, adică ne intersectăm cu un vehicul care pătrund în intersecție întâlnim tot un indicator de pierdere a priorității, se va aplica din nou regula priorității de dreapta. Când la intrare în intersecție este amplasat sub indicatorul de reglementare a priorității semnul adițional direcția drumului prioritar, situația se va simplifica, pentru că nu va mai fi nevoie să identificăm toate indicatoarele, pentru că acest indicator ne indică traseul prioritar prin intersecție, care va fi reprezentat cu linia îngroșată, iar drumurile care își pierd prioritatea vor fi reprezentate cu linie subțire. În exemplu de față putem stabili doar privind semnul adițional, fără să mai identificăm celelalte indicatoare, că atunci când virăm dreapta, nu trebuie să acordăm prioritate de trecere niciunui vehicul, deoarece circulăm chiar pe traiectoria prioritară. Iar dacă ne deplasăm spre stânga, ne vom pierde prioritatea de trecere doar față de vehiculele care pătrund în intersecție din dreapta, deoarece e tot un drum prioritar. În exemplul următor, din nou putem stabili direcțiile în care trebuie să ne asigurăm și să acordăm prioritate de trecere, doar din semnificația semnalului adițional. Dacă ne deplasăm spre înainte, trebuie să ne asigurăm în toate direcțiile, deoarece vehiculele care vin din stânga și din sensul opus circulă pe un drum prioritar, iar cele din dreapta pe un drum neprioritar, ceea ce înseamnă că ne aflăm la egalitate și se aplică regula priorității de dreapta. Înseamnă că ne pierdem prioritatea și față de acesta. Virăm dreapta în prima intersecție. Avem cedează trecerea, înseamnă că ne uităm după toate indicatoarele să vedem unde trebuie să ne asigurăm. Bun. Ce?
ce drumuri sunt aici prioritare, da. Deci și în stânga și în dreapta, da. N-au obcedează sau stop, înseamnă că e drum prioritar. Asigură-mă în ambele părți. Așa, bravo. Vira în dreapta. Bun, suntem pe drum prioritar, vira în dreapta. Păi toată lumea în stânga noastră. Singura problemă era să nu ne intersecteze cineva din dreapta și să ne aflăm la egalitate. Dar din moment ce vira în dreapta, toată lumea e în stânga noastră. Deci n-avem cum. Atunci când o să te pe drum prioritar și vira în dreapta, sigur avem prioritate de trecere față de celelalte vehicule care pătrund intersecție sau celelalte străzi. Aici o altă intersecție, nu avem ce dează sau stop, înseamnă că nu avem pe drumul principal, dar să nu fie cumva și în dreapta. Exact, nu au indicator nici în dreapta. Deci egalitate, au prioritate cei din dreapta, ne asigurăm. Și apoi trecem mai departe. Vire în dreapta, în următoarea intersecție. Bun, din nou avem ce dează trecerea, deci trebuie să ne uităm după toate indicatoarele, că nu doar prioritatea de dreapta și da, și exact, amândoi drumurile nu întâlnesc indicator, nu au indicatoare de pierdere a priorității. Așa. Bun, virăm stânga în următoarea intersecție. Din nou avem și dează trecerea, iar reduc viteza de timp ca să schimbă treaba de viteză și acum să rămână timp să treci după indicatoare și să te gândești unde trebuie să te asiguri. Și așa. Da. Cam dreapta și în față? Da, cu drum prioritar. Da, și cu stânga cum îi rămâne? Și stânga. Și în stânga, deci în toate trei direcții. O să ne asigurăm. Ok, totul liber. În față se vede foarte ușor, clar că e liber. Dar pe mine mă interesează acum să văd că dacă stabilești corect, ce direcții trebuie să te asiguri. Bun, deci mergem tot înainte. Da, obcedează, am dreptate. Exact. Deci nu-i prioritatea de dreapta. Nu se aplică regula priorității de dreapta. Bine, vine în dreapta în următoarea intersecție. Ai reduc viteza din timp. Nu coincidează, deci trebuie să ne uităm după toate indicatoarele. Deja vedem pe ăla din față. Trebuie să ne asigurăm o față dacă vine în dreapta. Nu. Sunt în stânga noastră. Da, exact. Stânga și dreapta au indicatori de drum prioritar. Doar acolo. Apasă și ambreiaj. Te rog, putem aici frâna fără ambreiaj. Un pic și mirea motorul. Bine. Atenție că mergem înainte. Uite, deja iar ai panou adițional care te ajută să identifici care sunt drumuri principale care nu întâlnesc și de azi sau stop. Trebuie să ne asigurăm undeva. Vezi că suntem pe drum prioritar. Ne interesează nu cumva să fie prioritate de dreapta. Mergând înainte, doar cei din dreapta ne interesează dreapta. Și drum prioritar? Da. Da, după linia îngroșată se observă, da. La garantia și înaintezi încet să te poți asigura în dreapta. Că restul sunt în stânga noastră. Deci și dacă era în stânga drum prioritar, de noi aveam prioritate de trecere. Pentru că se aplica regula priorității de dreapta și noi eram în dreapta dacă erau, ei sunt în stânga. Că nu trebuie să acordăm prioritate de dreapta dacă sunt în stânga. În caz că suntem la egalitate. Și aici, nu avem ce dează trecerea sau stop, deci să nu fie egalitate cu drumul din dreapta, că doar cei din dreapta ne intersectează din dreapta. Au cedează, clar, atunci nu trebuie la nimeni. Deci treceri pe tot nu avem. Opresc semnalizarea și aici încet, te rog. Vezi aici o curbă, nu e? Bun? Adică drumul continuă spre dreapta, nu trebuie să semnalizezi. Bun? Și nu avem ce de azi să stop. Bun? De fapt, drumul din stânga nici nu e un drum public. E o intrare pe drumul public. E un drum privat, bun? Deci acolo, oricum, și dacă erau în dreapta, atât nu aveau prioritate de trecere. Nu s-a aplicat regula priorității de dreapta. Și exact, nu trebuia semnalizat, era o curbă la dreapta. Ai văzut și marcajul că bun, virăm stânga în următoarea intersecție. Așa, reduci de timp. De timp să te uiți după indicatoare și să te gândești. În față trebuie să ne asigurăm. Da, și în față și... Sigur trebuie în față.
Da, da, corect. Am vrut să văd dacă e sigură. Bun. Deci etapa asta am vrea ajut, te rog, atât apoi și prima fără am vrea ajut, că nu e automată. Exemplu, când vine o mașină, s-a oprit. Și nu sunt veriber. Toate trei direcțiile, până la urmă, trebuie să ne asupra nouă. Bine, mă îndreaptă bine așa. E prioritate dreapta sau nu? Da, prioritate. Bun, ok. Bun, vira în dreapta în următoarea intersecție. Uite, din nou avem panou adițional, care, acolo nu dă seama, care nu are drum prioritar. Dar și dacă n-aveam, din moment ce vire în dreapta, toți sunt în stânga noastră și, și în caz de egalitate, pe noi am fi avut prioritate de trecere. Încet. Ca să poți lua virajul, de-aia adaptează viteza. Să nu intri pe contrasens. Vine în dreapta, în următoarea intersecție. Redund. Deci pe drum prioritar și vireți dreapta. Trebuie undeva să te asiguri. Alte... Nu. Nu, că toată lumea e în stânga noastră și cu siguranță cei din stânga nu vor avea prioritate de trecere cât timp noi intrăm în intersecție fără să avem cedează trecerea sau stop. Bun. Pentru că și în caz de egalitate cu ei, tot se aplică regula priorității de dreapta și tot noi avem prioritate de trecere. Nu mai zic la treceri pentru pieton, clar, aici nu mai avem ce discuta, nu puteți să găsi pe drum prioritar sau neprioritar. Apoi prioritate dacă sunt pietoni la trecere. Să nu fie prioritate de dreapta. Nu, e bun, atunci accelerăm. Bine, virăm stânga în următoarea intersecție. Mai frânează din timp ca să ai timp să schimbi treapta din viteză, să te poți concentra la chestia asta. După aceea să te poți gândi, ești pe drum prioritar, vire stânga, unde te interesează ce indicatoare sunt? La cei care intersectează din dreapta. Dar când vire în stânga și cei din față ne intersectează din dreapta. Cei din față se vede că sunt în legalitatea AT, trebuie să ne asigurăm, iar în dreapta au cedează, deci în dreapta nu, doar în față. Se vede clar că nu vine nimeni, te-am plecat, iar în stânga nimeni nu contează ce indicator au. Deci dacă era drum prioritar în stânga, dar nu ar fi avut prioritate de dreapta. Din nou virăm stânga, în următoarea intersecție. Trebuie să te asiguri undeva. Exact, doar în față. Suntem pe drum prioritar, din moment ce la indicator de prioritar priorității, dar și cei din față. Și când virăm stânga, cei din față ne intersectează în dreapta. Bun, virăm stânga în următoarea intersecție. Să-mi zici dacă trebuie să te asiguri undeva? Da, din față. În stânga, sigur nu. În stânga e imposibil să aibă ei prioritate de trecere. Trebuie și în stânga sau nu? Da. De ce? Da, de la egalitate. Da. Trebuie sau nu? Păi în dreapta sau în stânga noastră? În stânga, nu. Nu trebuie, numai în față e în dreapta noastră când mirem stânga. Bun? Dacă mergeam înainte, nu trebuia nici în față. Nu intersectam unde. Deci doar în față, exact. Bun? Virăm stânga. Semnalizează. Acum avem cedează. Trebuie să ne uităm după toate indicatoarele, nu doar la cei care ne intersectează din dreapta. Trebuie să mă cedez stânga și în dreapta și din față. Trebuie să te asiguri în toate trei? Da, că ei au prioritate și corect, da, în stânga și dreapta drum prioritar, de aceea au prioritate, iar în față egalitate, dar pentru că virea în stânga ne intersectează de dreapta și au prioritate de dreapta. Acum înainte încerc să ne asigurăm. Față e clar, e liber. Mai în stânga și în dreapta nu trebuie. Avem da, bun, și stânga, nici în stânga. Vira în dreapta, în prima intersecție. Trebuie să te asiguri undeva. Dacă vireți dreapta, nu trebuie să mai vezi indicatorul ceilalți. E clar, nu au cum să aibă prioritate de trecere. Când intersectează din stânga, și dacă ar fi la egalitate cu noi, de noi am fi avut prioritate de trecere, că venim din dreapta. Dacă ei vin din stânga. Poți să după toate indicatoarele ca să poți stabilești unde trebuie să te asiguri. Dacă nu am
În față trebuie? Dar l-ar vezi primul. Dacă mă duc înainte, nu, îmi pare drumul prioritar. În dreapta și în stânga drumul prioritar? Da. Da. Și în stânga și dreapta. Am cer să ne putem asigura. De dreapta e liber. Da. Ok. Vede mai greu că e mașina staționată, dar mai ok. Vezi, aici iară, o curbă la stânga. Deci nu trebuie semnalizat că așa merge drumul. Iar drumul din față nu e un drum public. Cei din față intră pe un drum public. Deci nu au prioritate, nu se aplică prioritate de dreapta aici. E o proprietate alăturată drumului. Bun, mergem tot înainte. Dacă nu zicea nimic, tot asta însemna. Avem cedează, din nou trebuie să ne uităm după toate indicatoarele. Deja ăla din față îl vezi. Da. Deci începe cu ăla din față, îl vezi înainte. Da. Intersecție. Trebuie să te asiguri. Nu, pentru că... Exact, deci trebuie să te asiguri că nu vine unul din față și virează stânga. Că e drum prioritar. Da. Nu e indiferent. Da. În dreapta trebuie să te asiguri. Da. Au cedează. Nu, unde? În dreapta cedează. Deci trebuie... Păi, dar uite-te după indicatoare, nu ce crezi. Uite-te, convinge-te. Nu, atunci. Dar gândește-te puțin, suntem la egalitate. Da. Din ce parte ne intersectează? Da, din dreapta, deci trebuie și în dreapta. Iar în stânga? Nu prioritate. Da, nu. Dar nu te grăbi să dai răspunsul. Am venit aici unde nu e așa circulat, să ai timp să te gândești. Da, din toate părțile. Deci toate părțile, până la urmă. Te grăbești. Hai, accelerează. Așa, tot înainte. Dă-i egalitate sau nu cu cei din dreapta? Așa, bravo, de aia, să fii atentă. Bun, că nu sunt tot timpul acolo, da, ușor de observat indicatoarele. Da, și era aici. Vire în dreapta. Exact, trebuie să ne asigurăm undeva sau nu. Bun? Da, sunt da. Și în stânga și în dreapta. Virează. Bun, în următoarea intersecție vine în dreapta. Oare aici unde trebuie să... O, normal, am zis la nimeni. Dar aici când vine în dreapta, dacă vedem, avem o trecere la nivel cu linia de tramvai. Da. Și nu are cedează sau stop tramvaiul. Da, deci e nedirijat. Are, au prioritate vehiculele care circulă pe șine. Vine vreun tramvai? Nu. Bun, atunci hai să virăm. Virează mai scurt. O cedează, bine, bravo. Vreau să mă apăr de altă prima. Da, să vedem mai greu, asta e. Da. Foarte bine, mergi mai încet, până observi dacă vrei. Aici? Aici o cedează, bun. Avem prioritate sau nu, dacă mergem înainte? Hai. Hei, nu vezi manual adițional, nu trebuie să vezi indicatorul. Te vede că și în dreapta drumul prioritar. Băgam. E ea? Pe ăla e indicator de sens unic. De acolo nu mai circulați în ambele sensuri. Bun, dacă te uiți în dreapta, au drum prioritar. Vine cineva de dreapta? Nu. Bun.